Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Este oficial. De mâine, toți românii, inclusiv cei din Republica Moldova, care dețin pașaport cu domiciliul în România, pot călători fără vize în Canada. Astfel, de pe 1 decembrie, vom putea ajunge la Montreal sau Ottawa doar în baza unei autorizații electronice și a pașaportului. Durata de ședere poate fi de cel mult 6 luni. Tot ceea ce trebuie să facă românii pentru a putea călători în Canada este să completeze un formular care poate fi extras de pe site-ul ambasadei, respectiv Electronic Travel Authority. Durează 2 minute și costă 7 dolari. Acesta este furnizat tuturor cetățenilor din țările scutite de vize care doresc să viziteze Canada, fie în scopuri turistice sau pentru afaceri. 3 tineri au fost prinși de forțele de ordine pentru furt și păstrare de droguri. Astfel, un suspect în vârstă de 20 de ani a fost reținut în flagrant în momentul pătrunderii într-un automobil parcat pe o stradă din comuna Stăuceni. Acesta a vrut să dea bir cu fugiții după ce a furat un magnetofon și 2 telefoane mobile. Bănuitul este cercetat pentru furt și riscă închisoare de până la 2 ani. Alți 2 tineri au fost observați la intersecția străzilor Gurie Grosu și Frumoasa, încercând să se ascundă de echipajul de poliție. Suspecții cu vârste între 18 și 20 de ani aveau câteva pachetele cu o substanță vegetală fărâmițată, asemănătoare chinepei. Indivizii au fost reținuți pentru audieri. Șoferul unui microbuz de pe ruta 113 a contribuit la reținerea unui hoț de buzunare, totul după ce un bărbat a sustras portmoneul cu bani din buzunarul unei adolescente de 16 ani. Incidentul a avut loc pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica. Victima a depistat lipsa portofelului și i-a comunicat despre asta șoferului. Acesta a blocat ușile microbuzului și s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Botanica, unde a fost reținut în cele din urmă un individ de 36 de ani care a comis furtul. Bărbatul este cercetat penal și riscă să-și petreacă următorii 2 ani după gratii. Mai multe produse farmaceutice s-ar putea ieftini. Potrivit reprezentanților agenției de profil, începând de luna trecută, 360 de titluri de medicamente sunt cumpărate de distribuitori la prețuri mai mici. Printre aceste preparate se numără analgezicele, antibioticele și produse farmaceutice necesare cardiacilor sau celor care suferă de infecții ale căilor respiratorii. Cel mai mult, cu peste 37%, s-au ieftinit preparatele importate din Uniunea Europeană, iar cu peste 21% a scăzut prețul produselor farmaceutice fabricate în comunitatea statelor independente.